Tăriceanu, unchiul Alexandrei Mocișanu, face declarații la parchet? Se înseamnă că nu trimite deocamdată acest rechizitoriu și nu-l acceptă deocamdată. Ceea ce pentru noi este un lucru bun pentru familie, pentru că am cerut acest lucru și la meeting-ul și la marșul de sâmbătă, unde peste 2000 de oameni au cerut acest lucru domnului procuror general și eu sunt sigur că domnul Bogdan Licu nu vrea să rămână în istorie ca unul dintre procurorii generali care au fost părtași la o bătaie de joc a unor procurori la adresa unei familii. De aceea salutăm această decizie a domnului Bogdan Licu, în același timp să atragem atenția că vrem ca parte vătămată, n-au specificat, din păcate, cum va funcționa această comisie. Dar astăzi, sau cel târziu mâine, vom pune în scris domnului procuror general solicitarea de a putea să le trimitem toate deficiențele pe care noi, familiile, le-am găsit în modul în care a fost instrumentat acest dosar. Pentru că această comisie, dacă este formată din procurori, din câte am înțeles, de la Corpul de Control și de la secția a doua, probabil, sunt oameni care trebuie să se uite pe dosar și pe modul în care au fost instrumentate aceste probe. Nu au fost instrumentate, din păcate, și o să vă explice domnul avocat. Nu ne-au acceptat probe, nu au audiat martori, nu au verificat traficul de persoane. Sunt foarte multe lucruri pe care le știți deja. Însă decizia pe care vreau să vă comunicăm este aceasta. Eu nu cred că este corect sau, nu știu, procedurile interne ale parchetului general poate vor fi comunicate, dar corect ar fi ca noi, părțile vătămate, să putem înainta în scris măcar acestei comisii exact acele deficiențe pe care le-am identificat în anchetarea, în realizarea urmăririi penale. Scopul final este unul foarte clar și simplu, exact cum a spus și dumneavoastră, infirmarea acestui rechizitoriu care ar trebui să meargă înapoi la DICOT, să fie realizat de către alți procurori de caz, care să-și facă cu adevărat datoria și să găsească și pe Alexandra și Luiza. Dar astăzi, totuși, vreți acest lucru chiar dacă această infirmare ar însemna poate punerea în libertate a lui Gheorghe Dincă? Doamne ajută! Deci nu v-ar fi teamă ca Gheorghe Dincă să fie lăsat liber pe stradă, chiar și sub controlul judiciar? Dar mie să-mi fie teamă de Gheorghe Dincă că va fi pus în libertate. Și poate altă fapt. Doamnă, dacă aici este aici, bun, eu am zis Doamne ajută în sensul că sunt convins că Dincă nu ar fi foarte bucuros, cred că s-ar agăța el de acolo, să zic, să caute un motiv, l-ar bate pe vreun deținut să rămână în pușcărie, înțelegeți? Nu cred că ar fi foarte bine în libertate, dar nu este problema noastră. Nu este problema noastră, este problema parchetului și a modului în care ei trebuie să-și facă treaba. Adevărul trebuie aflat, nu pentru că trebuie trimis în judecată și nu trebuie pus în libertate. Dacă au fost incompetenți procurorii DICOT și noi am demonstrat-o de două ori, am cerut recuzarea acestor procurori și iată că acum se dovedește că pe bună dreptate și a bătut joc de ei până și Dincă, nu? Eu cred că avem toate motivele ca domnul procuror general să ne asculte și am încredere în înțelepciunea lui, pentru că știu că de foarte multe ori a fost alături de cauza familiilor noastre și a fost un om corect. Nu știu, vom vedea ce va face comisia aceasta. Noi vom pune în scris aceste solicitări, iar domnul avocat va detalia și, dacă vreți, multe dintre solicitările pe care DICOT-ul sau de problemele în realizarea urmăririi penale pe care DICOT-ul nu le-a realizat, pe care DICOT-ul nu a dat doi bani. Adică cum să trimiți în judecată un rechizitoriu care are trei sferturi din urmărirea penală nu este realizată? Cum să-mi dai răspuns la 90% din cereri, din solicitări, din expertize, nu este concludent pentru cauză, nu este relevant. Păi, trebuie să-mi explici ce nu este relevant, expertiza internațională. Mă rog, îl las pe domnul avocat să vă detalieze aceste chestiuni juridice. Pentru mine și pentru noi este totuși un pas, această decizie a domnului procuror general, vom vedea la final cum se va finaliza această decizie, un pas că a înțeles ceea ce poporul a înțeles de la început, și anume că acești oameni ascund foarte multe lucruri de la DICOT. Și această comisie de procurori pot să descopere ce au ascuns. Marșul de sâmbătă și a spus cuvântul. Oamenii din țara asta vor ieși poate 50.000 sâmbătă viitoare dacă nu se vede că se face dreptate. Și sunt convins că domnul procuror general, fără a pune niciun fel de presiune pe parchet și pe procurorii care vor activa, îi rog frumos să se uite cu mare atenție la tot ceea ce am depus și noi ca probe. Apropo de